Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la E vremea ta. Urmăriți emisiunea care vă aduce informații la zi despre fenomene, meteo, ecologie, evenimente din țară și din lume. Astăzi cel mai cald a fost în Iran, 49,8 grade Celsius, și cel mai rece în Antarctica, minus 76,9 grade Celsius. Cu detalii despre vreme și vremuri revin puțin mai târziu. Rămâneți împreună cu noi pentru că astăzi vom vorbi despre fluturi rari. Aflăm despre smochin în cadrul rubricii noastre horticole și, ca în fiecare vineri, avem prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Grecia. Codul roșu de canicul a fost prelungit. Până pe 27 iulie, temperaturile pot ajunge și la 44 de grade la umbră. Vântul va sufla cu putere, de aceea riscul de producere a incendiilor este foarte mare, gradul 4 din 5. Cei care sunt în vacanță în Grecia trebuie să știe că, potrivit legislației elene, este interzisă orice activitate în aer liber care poate produce scântei sau foc. Grădina zoologică din Oregon eliberează mii de fluturi rari în sălbăticie. Specialiștii în fluturi ai grădinii zoologice din Oregon și partenerii lor de conservare și-au luat rămas bun săptămâna trecută de la cei mai mici rezidenți ai grădinii zoologice, fluturii pata de argint de Oregon. Larve de fluturi pete de argint de Oregon au fost eliberate în locuri selectate din lanțul muntos de coastă în efortul de a salva această specie frumoasă din nord-vest. Cele 2172 de insecte rare au marcat cea mai mare eliberare de pete de argint întâmplată vreodată la muntele Saddle, o dinioară comună în pajiștile de coastă din California de Nord până în Columbia Britanică. Pata de argint Oregon a fost listată ca fiind amenințată încă din 1980. Vorbim acum despre evoluția vremii la noi în țară. Până mâine dimineață la ora 10 avem un cod galben de instabilitate pentru cea mai mare parte a țării. Vor fi intensificări ale vântului la rafală de 55-70 de km pe oră, vijelii, grindină, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. În intervale foarte scurte de timp, cantitățile de apă pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat izolat, chiar peste 40 de litri pe metru pătrat, iar până mâine dimineață la ora 6 avem cod portocaliu pentru Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, precum și în nord-vestul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta, bineînțeles, prin intensificarea vântului cu 70 chiar 90 de km pe oră, izolat peste 100 de km pe oră, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. În intervale scurte de timp se pot acumula cantități mari de apă, de peste 40 de litri, chiar 50 de litri pe metru pătrat. Avem și un cod hidrologic, sunt avertizate pe mai multe râuri. Așa cum bine vedeți și pe această hartă, avem coduri galbene și coduri portocalii. Există așadar risc de inundații. Pentru ziua de mâine este în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Așadar, vremea rămâne caldă în județele Olt, Telorman, Giurgiu, Ilfov, Călărașii, Alomița, Constanța și în municipiul București. Se vor înregistra temperaturi maxime de 38-39 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. La noapte, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice și intensificări ale vântului în zonele montane, în vestul, sud-vestul, nordul, nord-estul și centrul teritoriului. Instabilitatea atmosferică va fi pronunțată în Banat, sudul Crișanei și al Transilvaniei, nordul Olteniei, așa cum v-am spus și mai devreme, în nord-vestul Munteniei și în zona Carpaților Meridionali, unde pe arii restrânse vor fi vijelii puternice, rafale de vânt de peste 60-80, chiar 100 de km pe oră. Cantitățile de apă vor fi de 25 și chiar peste 35 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Vor fi 22 de grade în Constanța, 18 în Iași, în jur de 15 în Brașov, 18 în Sibiu, 19 grade în Timișoara. Mâine valul de căldură se va intensifica din nou în sudul și sud-estul țării, unde va fi caniculă cu temperaturi maxime cuprinse între 33 și 40 de grade. Iar, bineînțeles, disconfortul termic va fi foarte ridicat. Vor fi în jur de 33 de grade în Constanța, 29 în Iași, în jur de 38-39 de grade în sudul țării, în Alexandria, 31 de grade în Timișoara, în Brașov 29 de grade, 30 de grade în Arad. În capitală, la noapte, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru averse cu descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi undeva la 22 de grade. Mâine, disconfortul termic va fi accentuat. Temperatura maximă se va situa undeva la 38-39 de grade. Cerul va fi variabil,
Temperatura, iată, poi mâine în capitală o să scadă la 32-33 de grade. La munte, norările vor fi temporar accentuate și pe arii extinse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar peste 50 de litri pe metru pătrat, iar temperaturile vor fi undeva la 23 de grade în Sinaia, 24 în Predeal și Poiana Brașov, 16 în Ceahlău. La mare, disconfortul termic rămâne ridicat, temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 32 de grade, iar cele minime între 22 și 24 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și noaptea, când trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade. Despre fructele de smochin știm că sunt bogate în vitamine, substanțe minerale și zaharuri ușor asimilabile. Smochinul este un arbust ce poate fi cultivat în scopuri pomicole, dar poate avea și rol decorativ. Astăzi, în cadrul rubricii noastre Horticole, aflăm despre smochin de la domnul profesor Florin Stănică de la Facultatea de Horticultură din București. Și cu acest prilej trebuie să vă anunțăm că Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Agronomie din București a început perioada de înscriere la admiterea online licență până în 25 iulie. În România noi avem smochin din grupa adriatică. Sunt mai multe tipuri de smochin, sunt multe specii la nivel mondial. Să știți că această specie, smochinul, acest gen, genul ficus, este răspândit pe tot globul, inclusiv în zonele tropicale și subtropicale, în zonele ecuatoriene. Dar în același timp, în România avem soiuri din grupa adriatică. Altfel spus, smochinele de la noi nu necesită polenizare și fructele sunt partenocarpice. În zonele calde, în schimb, smochinul este de asemenea dioic, adică avem plante femele și plante mascule. Există o viespe numită Blastophaga absenes, care face polenizarea, ia polenul din florile, din inflorescențele, siconele plantelor mascule și le depune, își depune ouăle în smochina, în inflorescența femelă, realizând în felul acesta polenizarea. Pătrunderea viespii se face printr-un carpofor, printr-un orificiu care este în zona aceasta terminală a fructelor. Interesul nostru este să avem fructe închise, fără carpofor sau cu acest carpofor închis, pentru a avea fructe care se păstrează mult mai bine, nu mucegăiesc, nu putrezesc și nu sunt atacate de furnici. În continuare, meteorologul Mihai Huștiu ne spune cum va fi vremea săptămâna viitoare. Bine ai revenit, Mihai! Săptămâna viitoare, chiar de luni, valul de căldură se intensifică din nou. Aerul tropical se extinde peste țara noastră și va determina luni o vreme călduroasă, caniculară în Câmpia de Vest, în Câmpia Română, 37-38, izolat 39 de grade estimate pentru luni. Însă, marți, acest val de căldură se intensifică, de asemenea și miercuri, iar în aceste două zile, marți și miercuri, pe 25 și respectiv 26 iulie, am putea să depășim 40 de grade Celsius în Câmpia Română. Inclusiv în capitală, marți și miercuri am putea avea temperatură în jurul a 40 de grade, dacă nu chiar peste 40 de grade. Peste Europa Centrală însă, așa cum s-a întâmplat și în această perioadă, pătrunde un aer mai răcoros dinspre ocean și la contactul între aceste mase de aer avem fenomene asociate instabilității atmosferice, furtuni intense, miercuri spre joi, atunci când se va produce o schimbare a masei de aer. Ne vom aștepta la furtuni intense, rafale de vânt de peste 70-90 de km pe oră, pe torențiale și căderi de grindină, mai ales pe vestul, centru și nordul țării. Acolo vor fi aceste fenomene și cantitățile mai însemnate, dar destul de probabile manifestări de instabilitate vor fi și în partea de sud. Aici vor fi mai ales rafale de vânt, vijelii, nu neapărat cantități însemnate de apă. După ziua de miercuri, temperaturile vor marca o scădere. Rămâne vremea călduroasă, local caniculară și în a doua jumătate a săptămânii. Temperaturile însă nu mai sunt atât de ridicate, estimăm undeva maxime de 35-37 de grade, izolat 38 de grade prin lunca Dunării, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Temperaturile minime, în general, peste 20-22 de grade în partea de sud-sud-est a țării, așadar nopți tropicale.
Iar cât privește în perspectivă, într-adevăr, începutul de august ar aduce temperaturi mai apropiate de normal. Să sperăm că acest val de căldură va diminua în intensitate și se va retrage către sud. Maxima zilei în Europa s-a înregistrat în Spania, 42,9 grade. Vedem cum va fi vremea mâine pe continentul european. În Madrid, 33 de grade, 28 în Lisabona, 20 în Amsterdam, 20 în Londra, unde cerul rămâne acoperit și sunt așteptate ploi. În Roma, 36 de grade, în Atena, 40 de grade, în Istanbul, 34, iar în Sofia, în jur de 37 de grade. 22 de grade în Berlin, 20 în Oslo, în Kiev în jur de 22 de grade și sunt așteptate ceva averse cu descărcări electrice, iar în Moscova cer senin și în jur de 22-23 de grade în termometre. În zilele acestea de caniculă, la grădina zoologică din Oregon, castorii rezidenți înoată și se joacă în iazul lor special amenajat. Cei doi castori, Filbert și Maple, muncesc din greu, dar se și joacă sau mănâncă, bucurându-se și de dușuri răcoroase. Imaginile nu mai au nevoie de alte comentarii. Doamnelor, domnilor, cu aceste imagini am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ne revedem mâine seară de la ora 18:55, iar acum vă las să admirați imaginea zilei și vă doresc o seară frumoasă, indiferent de vreme.